Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră, cu o nouă temă și cu un nou invitat. Așa că îi spunem bun venit domnului Mircea Cirț, președintele ATP Group și consilier local în municipiul Baia Mare. Stimatele domnule Cirț, bine ați venit la noi în emisiune. Bună seara și bine v-am găsit. Mă bucur, este prima dată când stăm față în față, în fața telespectatorilor și, bineînțeles, prima dumneavoastră prezență la noi aici în studio. Ne bucurăm că ați răspuns pozitiv invitației noastre și iată-ne în poziția de a sta de vorbă despre, a spune, ceva care, într-adevăr, este foarte la mare căutare în vremurile acestea, și anume despre succes, dar prin prisma administrației și a business-ului. Dumneavoastră, așa cum am prezentat, sunteți implicat și sunteți chiar CEO, președintele ATP Group și, bineînțeles, aveți o componentă foarte vizibilă și în ceea ce înseamnă viața cetății, ca să spunem așa, a municipiului Baia Mare, acolo unde sunteți implicat și în administrația locală. Deci, practic, vom încerca să tratăm succesul plecând de la aceste două mari preocupări pe care le aveți dumneavoastră, preocupări pe care poate și alții din cei care ne urmăresc le au, unii poate doar în administrație, alții poate doar în business, și dacă sunt și alte persoane care le învine pe amândouă, cu atât mai bine, pentru că probabil le vor înțelege mai bine în seara aceasta. Uh-huh. Haideți să începem cu prima întrebare și pornim chiar de la tema discuției noastre. Pornind de la, să spunem așa, de la viziunea, de la experiența dumneavoastră, haideți să încercăm să descriem conceptele acestea de business, administrație, succes, bineînțeles, prin calitatea, să zic, sau prin prisma mandatului de creștin. Dumneavoastră, trebuie să spunem și lucrul acesta, sunteți un creștin practicat, om care îl iubește pe Dumnezeu, care nu ezită să-și afirme identitatea creștină, așa că componenta aceasta cu siguranță are o anumită însemnătate în toate aceste administrație, business, succes. Mai întâi luăm subiectul business, apoi mergem spre administrație și, bineînțeles, succesul e practic ceea ce ne dorim cu toți și cum ajungem la el. Și o să abordez atât partea de business și apoi partea de administrație. Înainte de orice, vreau să subliniez faptul că noi suntem fii de Dumnezeu. Plecând de la acest adevăr, reamintindu-ne zilnic, cât mai des, într-o zi, ținând cont de acest adevăr, căutăm să ne purtăm ca atare. Și în felul acesta, practic, lucrurile caută sau încep să se schimbe. Dacă e să abordăm subiectul de business, e foarte interesant dacă eu realizez cine sunt în business și pot să răspund la întrebarea de ce fac ce fac, cu ce scop fac ceea ce fac. Apoi, dacă pun această întrebare mai departe, în administrație, de ce vreau să fac administrație și de ce vreau să merg în zona aceea și ce înseamnă pentru mine, prin prisma mandatului pe care îl am de fiu de Dumnezeu, atât în business cât și în administrație, lucrurile încep să prindă alt contur. Așadar, întrebarea aceasta, de ce fac ce fac, mi-am pus-o mai bine de 10 ani. Și poate că v-am repetat de mai multe ori întrebarea aceasta de la aeroport până aici și o să o mai repet de fiecare dată când găsim o nișă în care avem nevoie de motivație și căutăm să ne definim foarte clar care este planul meu sau planul lui Dumnezeu cu mine? Ce așteaptă de la mine? Am rugăciunea Tatăl nostru care o spun în fiecare zi. Dar de ce în fiecare zi? Pentru că am nevoie de pâinea de azi. Și atunci vin și zic,
Doamne, care este planul Tău în ce mă privește azi? Mâine Te întreb încă o dată și caut să găsesc acest plan al Lui în ce mă privește pe mine. Apoi sigur că putem să privim global, macro și să mergem mai departe în detaliu, dar este foarte important să-mi găsesc locul în planul Lui Dumnezeu. Dacă lucrul acesta înțeleg cum se realizează, să găsesc această înțelegere, sunt convins acum, dacă aș fi făcut aceasta în urmă cu 25 de ani, era mai simplu. Dar așa am fost nevoit să dau cu stângul în dreptul, în dreapta în stânga și până să înțeleg dimensiunea lucrurilor. Business. Vedeți, voi merge din nou la această întrebare și voi reveni. Cine sunt eu? Eu sunt Fiul de Dumnezeu. Și care e mandatul meu? Și de ce fac ce fac? Fac business pentru profit? Sau profitul este un mijloc spre un alt obiectiv? E ca și cum aș zice, eu trăiesc pentru sângele din organism sau pentru oxigenul care îl folosesc, nu? Dar dacă luăm profitul sau oxigenul unei companii, mai are șansa acea companie să trăiască? Categoric nu. Același lucru e pe organismul uman. Și atunci, totuși, care este obiectivul unei firme? Pentru că, nu? Așa am putea spune, alergăm pentru oxigen. Nu face sens. Atunci, care este obiectivul unei firme? Ori dacă reușim să ajungem la dimensiunea să răspundem la această întrebare și orice răspuns dăm, dacă mai încape loc de îndoială și mai punem un de ce, păi de ce, păi de ce, păi de ce, înseamnă că nu am definit obiectivul. Da? Și atunci vin și zic, ok, de câțiva ani l-am definit. Obiectivul firmelor noastre, binele comun. Binele comun poate fi splituit. Tot ce are de-a face cu impact asupra comunității, care să aducă plus valoare și aceasta înseamnă un lucru care presupune a pune pe cruce multe lucruri. Și atunci, întrebarea este, ok, cine sunt? Sunt Fiul de Dumnezeu. Dumneavoastră, cine sunteți? Un alt Fiul de Dumnezeu. Oh! Și dacă ne spunem aceasta de 10 ori în oglindă și știți cum este, e ca și cu minciuna. Dacă spui o minciună de 100 de ori, o crezi. Dar dacă spui un adevăr de 100 de ori, wow! Încep eu să mă raportez altfel. Și atunci lucrurile acestea încep să primească sens. Practic, ce bătălie avem? Bătăliile acestea. Totul pleacă de aici. Ori îmi pun 5 paznici, 2 în față, 2 în spate, 1 deasupra, ca să-mi protejez mintea, nu? Toate provocările mă ajută să mi antrenez această minte, cu care, practic, merg mai departe în decizii sau sunt în spatele unei temeri cu o frică care mă împiedică să iau o decizie care, practic, ar putea fi călăuzită de cel de sus. Dar toate acestea pot împiedica procesul. Iar antrenamentul acesta este un antrenament care, practic, în care sunt invitat să merg continuu, chiar dacă nu-mi cunosc ținta. Ce înseamnă credință? Încredere neclintită. Wow! Cu alte cuvinte, acolo unde lucrurile sunt normale, nu e credință, am putea spune? Da. Acolo unde funcționează logica, nu avem nevoie de credință. Și atunci ce înseamnă credință? Am putea spune să mutăm munții, da? Dar degeaba îi mutăm, dacă nu avem dragoste. Cu alte cuvinte, suntem chemați să mergem. Să mergem pentru o listă. Dar trebuie să iubim în timp ce mergem. Cu alte cuvinte, suntem într-un antrenament continuu de a merge
prin credință pentru o nebunie, pentru un plan la care Dumnezeu ne cheamă și în același timp să iubim. Mergând în acest sens, nu purtăm poveri. E treaba Domnului. Dacă, știu eu, mesajul are impact sau nu, eu sunt chemat să-l transmit. Eu sunt chemat să încurajez. Sunt chemat să dau celor care au nevoie ceea ce ar da Hristos. Mai devreme sau mai târziu, îmi iau rolul de reprezentant al lui Hristos pe pământ. Nu? 1 Corinteni 5:22. Suntem reprezentanți al lui Hristos pe pământ. Dacă suntem ambasadori ai Lui, bun, atunci, de ce facem ce facem? Facem de dragul Lui, pentru binele care El îl are pregătit pentru cei din jur. Și de aici se schimbă totul. Așa că, dacă m-ați fi întrebat în urmă cu 5 ani de zile aceeași întrebare, v-aș fi răspuns altfel. Rețete de succes, pot să vă spun. Cuvântul, rugăciunea, dialogul permanent cu Dumnezeu. Făcând acest antrenament, învăț să mă rog continuu și, practic, dezvolt relația cu El, cu Tatăl meu, că sunt fiu de Dumnezeu și ca tare mă port ca tare. Deci aș concluziona că relația dintre succes și business, succes și administrație, depinde foarte mult de ceea ce face respectivul și de relația lui cu Dumnezeu. În cazul dumneavoastră, și aici vorbim clar despre credincioșul care este implicat în business și în administrație, implicarea lui, relația lui, comunicarea lui de zi cu zi, hrana aceea de zi cu zi de care spuneați, contribuie la succes sau insucces, bineînțeles, în funcție de ceea ce se întâmplă în fiecare zi și mai ales de statutul acela pe care l-a spus foarte frumos. Cine sunt eu? Sunt fiul de Dumnezeu, reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ. Aș vrea să fac o paranteză. Copiii noștri, indiferent cât de diferiți sunt ei, îi iubim la fel de mult. Și chiar dacă unul dintre ei ne solicită mai mult sau ne creează mai multe emoții... Nu răspunde conform așteptărilor. Nu aș zice aceasta, că eu m-am blecuit cu lucrul acesta, deci nu am așteptări. Deci are fiecare frumusețea lui. Însă dacă se pune problema de a aloca o doză de dragoste în dreptul unuia sau altuia, pare că cel care ne creează mai multe provocări, acolo oarecum, cu cât suferim, dacă pot să folosesc acest termen, parcă e ceva acolo mai mult. Eu știu că i-am dat cele mai multe bătăi de cap lui maică mea și oarecum am fost mai privilegiat. Eram și cel mai mic în familie, 3 frați. Și la un moment dat mi-am dat seama că și sora mea a avut aceeași părere și fratele meu a avut aceeași părere. Și a fost bine așa. Și m-am gândit, oare Dumnezeu cum se uită la noi? El ne dorește tot ce e mai bun pentru noi. Iar mai departe ține de noi să accesăm. Dar pe măsură ce noi îl cunoaștem pe Dumnezeu, nu mai facem ceea ce facem de datorită unei legi, ci facem datorită naturii lui Dumnezeu care ia ființă în mine. Și acest lucru mă scutește de oboseală, de dezamăgiri, de alte aspecte care mi le asum eu și nu le pot duce. Eu aleg să duc poveri în spate. Eu aleg să nu-i las problemele la picioarele lui. Să ne imaginăm că copiii noștri nu se gândesc ei la ce o să mănânce mâine. Nu e așa? Cu siguranță.
n-au nicio treabă sau cu ce o să se îmbrace fiul meu. Nu-i place să fac, să cumpere haine, dar sunt necesare. Și când stă în fața dulapului, nu găsește. Mi-amintesc că săptămâna trecută am fost cu el plecat undeva și am zis, acum trebuie să facem cumpărături. Oh, ok, nu-i place să facă testele acestea. Și am zis, uite, săptămâna, peste două săptămâni, nu mergem acolo dacă nu facem acum cumpărături. Ah, ok, bun. Na, și am zis, ok, tu stai aici în garderobă, îți știu dimensiunea, eu îți aduc tu să testezi. Bun. Ei nu poartă această grijă. Și acum întreb eu, noi, adulții, de ce am fi diferiți în fața lui Dumnezeu? De ce vrem noi să purtăm poverile? Pentru că vrem control? Acolo unde este control, nu iubire? În sensul acesta, Dumnezeu ne spune de atâtea ori, nu te îngrijora, lasă poverile la mine. Și mă refer aici, în zona de business. Practic, provocările nu sunt altceva decât sala de antrenament a minții noastre. Repet, problemele de fiecare zi nu au alt rol decât să ne antreneze mințile noastre pentru a merge în creștere sănătoasă continuă. Și atunci, iar vin la întrebarea, hei, cine sunt eu? Eu sunt fiul lui Dumnezeu, Mircea Cirț. Odată ce mie mi-este clar acest lucru, mă port ca atare. Când vin săgețile, mai nou mă obișnuiesc cu anumite aspecte din administrație. Unii care urmăresc emisiunile se miră de luptele care le ducem la Baia Mare. Eu le-am spus multora, eu nu lupt, eu merg înainte. Eu nu lupt, eu merg înainte. Eu merg pentru chemarea pe care o am, aceea de a ajuta orașul. Îmi pun la dispoziție ceea ce am și ceea ce voi avea. Practic, obiectivul meu este să fiu în planul Domnului. Dacă, știu eu, Domnul zice, gata, ai învățat destul aici, ai adus suficient aport și te vreau în altă parte. Ok, Doamne, voia ta să se facă. Având acest obiectiv, de ce aș fi dezamăgit? De ce aș lua în seamă să contorizez jignirile sau, știu eu, expresiile nepotrivite ale unor colegi? Nu, nu-mi permit. Păcatul ofensei sau ofensa este o boală mult prea nefavorabilă încât să o și accept. E așa? Extraordinar. Mă bucur că ați putut prezenta viziunea aceasta despre succes și dacă ați discutat despre cele două concepte, haideți să ne uităm puțin la om. Ați amintit câteva dintre preocupările omului implicat în administrație și în business, omului de succes, dar totuși hai să le luăm puțin așa mai general. Cum vedeți dumneavoastră ca și profil al unui om, bineînțeles, un om creștin și care are succes, un om care își dorește, în primul rând, că cred că toți ne dorim, care ar trebui să fie, să spunem așa, caracteristicile de bază? Ați amintit de citirea, de relația cu Dumnezeu, de așteptări, de familie, dar cred că mai sunt și alte, să spunem, lucruri pe care ar trebui să le aibă la pachet respectiva persoană care, într-adevăr, e creștin și vrea să aibă, să spunem, binecuvântarea lui Dumnezeu, succes, fie că este în business, fie că este în administrație. Era o vorbă când eram mic. Lipseau de toate. Nu aveam suficient. Și era o vorbă. Va veni nevoia și te va învăța. Nevoia, practic, ne ajută. E foarte important să înțelegem. O nevoie ne responsabilizează. Atâta timp cât nu este o nevoie, nu avem pentru ce să concurăm. Nu-i așa? Responsabilizarea noastră e în strânsă legătură cu ceea ce dorim, de fapt, de la viață.
am avut multe interviuri de-a lungul anilor și punem întrebarea la oameni dacă au credite. A, nu, eu sunt un om liber. Și eu n-am privit-o chiar așa. Și am zis, cu cât ai mai mari credite, cu atât ești mai responsabil. Dacă privat nu ți-asumi să iei un credit pentru care să te legi de acel lucru, atunci te mulțumești cu puțin. Iar vin și zic, suntem fii de Dumnezeu. Dumnezeu vrea să fim cap și nu coadă. Și atunci lucrurile acestea, poate veți zice că spiritualizez prea mult. Nu, sunt cât se poate de simple. Mergem și zicem așa. De ce, dacă unii au ajuns la un anumit nivel, eu n-aș putea să țintesc foarte sus? Când am fost mic, la 12 ani, am început să fac, să învăț croitorie. Dar la vârsta aceea, eu am fost la țară crescut și trebuia să avem grijă și de animale și trebuia pe lângă animale să învățăm și să facem lucrurile care erau necesare pe acolo, dar... Nu sunteți singur, să știți. N-aveam timp să mă joc. Și dacă e ceva pentru care am suferit, acel lucru a fost... Și când, la 12 ani, părinții mei mi-au creat cadrul să merg la Râmnicu Sărat să învăț la cineva. Și mi-au dat niște bani, am mers singur pe tren, m-am întors și de banii aceia mi-am cumpărat o jucărie. O basculă. Când prindeam un pic de timp, mergeam, mă ascundeam în spatele casei, mi-am găsit un pic de pământ și mă jucam. Eu am început să creez vise din acel moment. Deci visam. Visam cum mă plimb eu cu mașina și pe urmă am început să o desfac și așa și mă gândeam cum ar fi să produc eu această mașină când voi fi mare dacă părinții mei n-au avut această posibilitate. La 12 ani. Wow. Da. Și gândul acesta m-a urmărit. Mi-amintesc că eram în Austria și am ajuns să lucrez într-o fabrică de confecții și am zis, ceva nu-i în ordine. Nu-i pentru mine să lucrez în confecții pentru că eu trebuie să ajung undeva. Obiectivul meu sau visul meu era să fiu director. Mi se potrivește aici. Bun, și atunci, oricum, lucrurile au decurs așa, în așa fel. În momentul de față producem camioane. Deci, bascula aceea e ușor diferită față de ce facem acum, dar visul este atins. Ce vreau să spun e, da, m-au trecut de la, din 95 ani de zile, s-a pornit de la zero. În toate a fost, să zic așa, multe lucruri am făcut care le-aș face diferit, dar dacă ar fi ceva să fac diferit, ar fi relația cu Dumnezeu și încrederea în El. Deci aș face complet altfel. Adică aș rescrie jumătate din tot ce am făcut, aș rescrie, să zic. Cred că fiecare dintre noi ne-am dorit să rescriem partea aceasta, pentru că dacă ne uităm în urmă cu toți, avem ce să îmbunătățim, cu siguranță. Dar ceea ce observ foarte, foarte frumos și cred că cei care ne urmăresc ar putea o lua ca o caracteristică, să spunem, de bază a unui director de succes, a unui manager de succes, este nevoia de a visa, dorința de a ajunge ceva. Da. Începe mai devreme, în cazul meu, a început la 12 ani, la alții poate începe chiar mai devreme sau mai târziu, dar ce e important este să-ți imaginezi lucrurile pe care ai dori să le faci, chiar dacă în momentul de față tot ce îți oferă, știu, familia, mediul în care trăiești, e clar că nu se potrivește cu visul tău. Gândiți-vă, pentru că aminte la visul lui Iosif, vă dați seama când Iosif visa că snopii se închină, vorbind de, da, Iosif din Vechiul Testament, teoretic,
toată lumea zicea că e o nebunie, că cum își permite să gândească că ceilalți se vor închina lui sau vor fi. Da. Iată că realitatea... Ei, și în zona aceasta a business-ului, aș spune că unul din lucrurile care trebuie să ne anime pe toți este să încercăm să visăm, să ne dorim atât de mult încât da. Dintr-o jucărie, poate dintr-un desen, să ajungi la un moment dat să-ți creezi un plan și o direcție și să și lucrezi la ea, adică nu să rămână doar la nivelul vizului și să pui... Da. Da. A fost pasionat de partea aceasta auto, de mașini, de camioane încă din copilărie da. Și atât că cu ajutorul lui Dumnezeu ați ajuns. Păi vă dați seama, părinții mei, o familie modestă. Tatăl meu șofer, mama mea croitoreasă, până la Revoluție n-am avut mașină în familie și sigur că ne doream. Dar așa au fost vremurile și tatăl meu șofer fiind, m-am mai luat de la 12-13 ani așa cu el în cabină. În cabină așa. Și eu am învățat condusul doar lângă el, toate manevrele și le visam. Le admirați. Eu aveam visele care le continuam și așa și a fost la o vârstă de 14-15 ani. Fiul meu are 13 ani acum și la 8 ani l-am înregistrat. Mă întreba, de ce nu se gândește nimeni la principiul atomului și energia prin frecare magnetică? Cum ar fi, zice, să schimbăm când... Zice, eu când voi fi mare vreau să fac o mașină, dar pe alt principiu, așa încât să nu fie nevoiți oamenii să meargă să alimenteze mașina permanent la Peco. Pentru că, zice, de ce nu iau ideea asta? La 8 ani. Deci, ce vreau să spun este că avem valori în jurul nostru. Plecând de la ideea cine suntem, de fapt, și ce are în plan Dumnezeu cu noi, noi românii avem nevoie de o doză mare de optimism, pentru că suntem fii de Dumnezeu, suntem un popor binecuvântat. Și asta este foarte important să știm cu toți. Așa este și mă bucur că spuneți și dumneavoastră în seara aceasta. Cred că când vorbim despre optimism, trebuie să ne gândim și la realitatea aceasta care ne înconjoară, așa se cheamă și misiunea noastră, realitatea la zi. Realitatea care de multe ori, să știți că ne înconjoară de tot felul de provocări, ca să nu spun chiar eșecuri, da? Probleme, necazuri. Bineînțeles că Dumnezeu niciodată nu ne-a promis că nu vom avea, chiar din potrivă ne-a spus că vom avea necazuri, dar El va fi împreună cu noi. Și dacă tot am deschis, să spunem așa, ușița către zona aceasta a optimismului, pesimismului, a, să spunem, atitudinii în fața problemelor, am vrea să vă întreb și care ar trebui să fie, să spunem, starea, relația, atitudinea unui manager de succes în fața eșecului, pentru că știm că în viața noastră, fie că e personală, fie vorbim administrație publică, fie vorbim de business, nu toate lucrurile urcă așa cum arată graficul acela din spatele dumneavoastră. Sunt și stagnări, chiar sunt și probleme, mai coborâm, deci, să spunem, eșecul acesta tot timpul stă la ușe. Ziceți? Eu nu sunt de acord cu asta. Tomasa, încercăm să aflăm. Eu n-am avut niciun eșec în viață. În schimb, am avut căderi. Depinde de computerul ăsta cum este setat să ia un lucru. Am pierdut un avion. Eșec. Totul se duce, se schimbă, da? Nu. Pentru mine, planificarea are un mod în ultimii ani foarte... Deci, vreau să spun, eu nu mai fac planificări pe termen foarte lung pentru că am o capacitate de adaptare și de schimbare la stânga împrejur că mă uimesc și pe mine. Deci, soția este foarte convinsă de acest lucru. Grija mea este să țin cont de cei din jurul meu. Deci eu până la ora 9 seara nu prea îmi fac rezervarea cazării unde voi dormi în seara respectivă. Pentru că s-ar putea să se schimbe planul
și să merg în cu totul altă parte. Așa că cine are de face cu mine știe că stabilesc una, dar s-ar putea să se schimbe și când nu se așteaptă să-i spun într-o oră, hai să ne vedem. Ce vreau să spun cu aceasta? Un eșec. Dacă înțeleg că lucrurile sunt mai dinainte de creierea lumii planificate, eu ca și creștin, ca fiu de Dumnezeu, am rolul să umblu în ele și dacă eu cred nebunia aceasta, atunci se schimbă sensul. Revin. De ce este scris în Biblie? În Biblia aceasta care o citim cu toți, că e ortodoxă, că e cum o fi, dar undeva pe la Efeseni 2:10, că suntem fii creați pentru faptele bune pregătite dinainte de, cât de dinainte? Dinainte de creierea lumii. Absolut. De a umbla prin ele. Nu așa cum eu vin și zic, dar dacă nu vreau. Eu, uite, eu, Mircea Cirs, nu am chef. Dacă Dumnezeu a scris pentru anul cu tare va fi pregătit Mircea Cirs să conducă cetatea sau orașul sau ce-o fi. Dacă lucrurile așa sunt scrise înainte de creierea lumii, dar eu n-am chef, ce se întâmplă? Dumnezeu nu face un altul să mă înlocuiască pe loc. Că nu face roboți. N-a făcut roboți. Sunteți de acord? Absolut. În schimb, eu, cu voința mea, pot să fiu o piedecă în calea derulării planurilor bune ale lui Dumnezeu pentru orașul în care m-a pus. Dacă așa stau lucrurile, dacă așa dimensiune de seriozitate, e în planul lui, atunci mă scutur, mă trezesc și zic, bun, dacă așa stau lucrurile, care e planul tău? La ce mă vrei mâine? Oh, ce spun eu? Ce discutăm noi acum? E una. Ce impact are asupra celor care ne ascultă? E treaba Duhului Sfânt. E treaba lui Dumnezeu. Dom'le, dacă, ok, eu sunt un mijloc. Și atunci vin și zic, cum pot să impactez? Cum pot să fiu un ajutor pentru cei care au nevoie de un ajutor? Nu vorbim numai de bani și nu vorbim numai de... Dacă eu sunt un frate al lui Isus și Isus pune la dispoziție resursele lui și mi le dă mie, eu trebuie să am în vedere că dacă și dumneavoastră sunteți un fiu de Dumnezeu, wow, ce a meu și a dumneavoastră? E o nebunie, nu-i așa? Ah, nu e nici chiar așa. Păi cam așa stau lucrurile. Și atunci, dintr-o dată avem o revoluție. Da? Aici. Ah, bun, las-o, hai. Ziua de mâine începe cu provocările care sunt, nu-i așa? Ori până ajungem la acea dimensiune, nu o să avem decât eșecuri sau școală profesională sau sală pentru minte, da? Sala de antrenament a minții, unde este? Le numim eșecuri? Nu, dimpotrivă. Este tocmai cadrul care ne este pregătit pentru a ne ajuta să ajungem mai sus. Etapă de pregătire. Da, arena de pregătire. Nu vreau probleme, nu vreau provocări. Mai să fie, suntem români. De dragul faptului că avem nevoie de afirmare de sine, ne lăudăm plângându-ne. Nu știu că m-am făcut înțeles. Eu v-am înțeles foarte, foarte clar. Ne place întotdeauna să fim în față, asta o caracteristică, dar pe de altă parte este dumnezeiesc. Ne și compătimim. A doua, e că suntem români. Nu, dar vreau să spun un lucru. Cine ne urmărește acum? Nu e așa că sună mai bine dacă mă plâng. Dom'le, dar să știi cât am făcut, cât am tras. La ce ajută? Nu ajută la nimic. Însă, vă spun un lucru. Secretul este, cine sunt? Veți cunoaște adevărul. Adevărul vă va face liber. Sunt fiul de Dumnezeu.
oricine ce-ar spune, sunt fiu de Dumnezeu. Punct. Și ca tare, Dumnezeule, am o treabă. Mâine am ceva de rezolvat pe aici. Tu știu că ai rezolvat. Tu știu că ai soluția. Ok, merg să mă întâlnesc cu oamenii aceștia ca să mă cunoască, n-au de unde să mă știe, și eu să transmit dragoste. Cum e acolo? Poți să ai credință, să muți munții. Poți să profețești, să spui și să ai toată știința din lume. Dar dacă n-ai dragoste, egal cu zero. Păi despre ce vorbim? No, în business cum e. Același lucru. Sunt două pilde. A talanților și a minelor. Știți care e diferența? La prima, un talent, doi talanți, cinci talanți. Cel cu cinci a dublat în 10, doi în 4, ăsta cu unu, știm. Bun. Ce le-a dat? Eu dau moștenire bunuri, nu? La cealaltă pildă, o mină, o mină, mină, 10 mine la fiecare, da? Câte o mină? Și zice așa, mina ta a adus 10 mine. Mina ta, alt caz, a adus 5 mine. Ce se întâmplă? Ceilalți, la talanți, au dublat, corect? Din coace, dintr-o mină a făcut 10. Și ce răsplată a dat? 10 orașe. L-a făcut un primar de 10 sectoare. Pe ăsta l-a făcut pe un județ cu 5 comune sau așa. Și pe ăsta alt aceeași răsplată. Vedem diferența. Are de face. Și acum vine Dumnezeu și mă întreabă și vă întreabă pe dumneavoastră. Iubește Dumnezeu mai mult business-ul meu decât orașul? Decât comuna? Decât cetatea? Mă înțelegeți? Eu înțeleg foarte frumos. Și atunci, că... vin și spun. Întrebarea pe care trebuie să ne punem în fiecare zi. Care e planul tău, tăticule? Care e planul tău de la mine? Pentru azi. Pentru luna aceasta. Pentru anii următori. Atât stau și te bat la cap până îmi spui. Până îmi faci de cunoscut. Care dintre copiii noștri care vin și persistă la noi nu-i dăm? Și de ce îi dăm? Pentru că iubim. Ok. Și de ce îi dăm? Ca de ce de prima dată nu-i dau și a doua oară nu-i dau și a treia oară îi dau? Pentru de ce? Că insistă... Tocmai. Tăticul nostru vrea să insistăm la el. De ce? Pentru că dacă cer o dată și nu mai vreau, nu sunt convins că vreau. Oh, și ne zice, doi sau trei. Adică, noi ne hotărâm, uite, avem o treabă, vrem să facem o treabă împreună. Dar el de sus zice, ia uniți-vă voi doi sau trei. Dar de ce să ne unim doi? Păi dacă nu sunteți uniți doi, măcar, dom'le, deja e o echipă, lucrați în echipă. Cereți un lucru, în numele meu vi-l voi da. Așa spune? Așa este. Păi, și atunci ce? Dom'le, dacă spune el treaba asta, no, hai. Tăticule, te-am pus la test. Tu ai spus aia, e treaba ta. A, dar eu din start plec la ideea că nu se poate. Așa este. Știți cum e, firea umană întotdeauna încearcă să iasă în evidență ea și să lumbrească pe Dumnezeu în ceea ce privește impactul în viața noastră. Vreau să discutăm puțin și despre chemarea creștinului de a lucra în administrație și chiar în lumea aceasta a afacerilor. Știți că mulți oameni sunt reticenți în a face pasul acela, să spunem, foarte important, de a se implica, de a investi, de a candida pentru o funcție într-o comună măcar, haideți să nu vorbim despre municipiul Baia Mare sau altceva, la nivel local, de asemenea de a intra în zona aceasta, chiar în politică, pentru că, și nu mai vorbim de business, pentru că există percepția asta generală că identitatea creștină este incompatibilă cu lumea afacerilor, incompatibilă cu politica, incompatibilă cu... Toate-s păcat. Da? Cu administrația. Deci nu ai voie să fii primar, să fii consilier, pentru că probabil te vei lăsa de pocăință, exact. Să știu. Exact. De parcă cine spune treaba asta a contribuit foarte mult la procesul mântuirii. Nu-i așa? Exact. Dom'le, eu te-am făcut, te-am dres, te-am adus, te-am botezat, acum ai grijă să nu te duci că... Pierzi. Practic, trebuie să plecăm de la câteva aspecte. 1. La mântuire nu trebuie să facem nimic. E făcut.
Hristos a murit, a înviat, punct. Bun, și atunci ce vin? Vin pe pământ ca să ce? Ca să tot am grijă să mă duc, să-i cânt, să-i fac, să nu știu ce, că îl îmbunez eu pe Dumnezeu și, vai, Doamne, o să am un scaun mai mare decât a fratelui meu, nu? În cer. Bun. Care-i planul lui Dumnezeu? Dar care e obiectivul nostru pe pământ? Deci, mi-amintesc de Iosif Tson. Are multe lucruri acolo în împărăție și vrea să ne dea moștenire. Are mulți fii și vrea să... Și mi-a plăcut ideea aceasta. Am zis, wow! Dacă noi înțelegem implicarea noastră și nevoia de implicare a noastră în planul lui Dumnezeu, atunci se schimbă lucrurile radical. Cel mai frumos lucru este să ai un business, faci o vânzare, pui un adaus, ok, ești și băiat de treabă, lumea te crede, da, domnule, sunt băiat de treabă, ok, treaba merge bine. Deci cel mai frumos, cea mai frumoasă zonă de confort este în business. Acolo, dacă ai și un brand bun, dacă știi și să vorbești frumos, mai înveți anumite lucruri, succesul este garantat. Ce are asta de a face cu chemarea lui Dumnezeu? Cu planul lui Dumnezeu? Care e planul lui Dumnezeu? Să boteze națiuni. Wow! Da sau nu? Da. Mergeți la toate neamurile. Botezând în numele Tatălui a Fiului. Ups! Mergând, botezând, de unde ai impact? Toți vrem să impactăm, nu? Da, pe aici este bătălia. Ah, ok, bun. Aha, dacă așa se treaba. Bun. Ok. Ce fac eu în business? Mă antrenez. Pentru ce? Domnul știe. Dar să-mi spune și mie. Doamne, ori îmi spui clar, ori îmi dai un vis ca la Iosif, ori nu mă lăsa să bat câmpii pe pământul ăsta, că oricum viața e scurtă și îmbătrânesc degeaba. Nu? Exact. Bun, și atunci ce fac? N-am cum să fiu în relație cu tăticul meu dacă nu prind gustul. Păi vorba vine că mâncând vine pofta, nu? Nu. Păi hai să facem un antrenament. Vorbeam cu cineva recent. Zice, păi nu am dragoste de Dumnezeu. Dar era foarte sincer omul. Păi zic, te înțeleg. La mine s-a întâmplat asta ani de zile. Să nu zic zeci. Dar zic, uite, a făcut Dumnezeu o minune. Da, am stat de el. Și am spus, Doamne, fă ce știi, dar dă-mi dragostea de cuvânt. Da, bun, ok. Mai îl rog pe fiul meu să facă și el acel joc. Nu se prinde. Dar e program acum de citit Biblia. Dacă nu o citești, o auzi. Păi îți dă mură în gură. Hai că să nu zicem gata, amestecată. Dar un 15 minute tot găsești. A, nu, ne scuzăm. Bun, ok. Și pe urmă avem pretenții. Păi, hai să mergem anual să avem parcursă citirea Bibliei. Cel puțin o dată pe an. Hai să nu zic de mai multe ori. Dar în fiecare an să fie citirea Bibliei. Și apoi, să învăț să mă rog continuu. Păi dacă ajung la intersecție, pentru cine mă pot ruga? Păi mă pot ruga pentru cel din față, cel din dreapta, da, sau cel din stânga și cel din spate. Am intrat într-o localitate? Mă rog pentru cetățenii acelei localități. Am intrat în oraș? Doamne, aici e o ruină. Am autoritate ca fiu de Dumnezeu să chem viață peste această ruină. Și atunci, merg din aproape în aproape. Wow! Îmi găsesc rolul. Mulțumesc, Doamne! Tu ai spus că ar trebui să facem mai mari și mai multe minuni decât Hristos. Păi cum așa? Vorba, da faptele. Deci până la urmă, suntem chemați să acționăm. Și atunci vin și zic, a, e păcat business? Da, să stau și să mă uit la TV sau să pierd vremea aiurea. Nu-i păcat. Oricum, viața e scurtă, plecăm de aici. Ce vreau să se scrie după mine? Mai departe, în administrație, e păcat că ne murdărim. Păi stai puțin. Dar nu merg acolo că gata, eu voi fi sfântul și așa. Merg, învăț și văd și
cum pot să fac să dau o altă lumină. Și bineînțeles, eu caut să fac voia Lui, iar El n-are decât, El, Dumnezeu, să-mi deschidă ușile, să-mi paveze străzile, să mă protejeze și așa. Sunt prea egoist? Nu, sunt fiul de Dumnezeu. Ca atare, eu vă spun ce vă spun din experiență. Și vreau să spun, funcționează. Funcționează foarte bine. Deci, acum știți cum e. În politică, lucrurile un pic stau diferit față de ce vedem noi de afară. Politica nu-i ce știm. Eu acum sunt unul dintre cei mai tineri în politică și cam acum, să zic, fac un an, aproape, mă apropiu de un an. Da? Peste trei zile fac un an de când am decis să candidez pentru primăria Baia Mare. Da? Bun. 7 săptămâni înainte de alegeri, ok, am învățat ce, cum, una alta, dar n-am învățat de la cine trebuia, dar nu asta a fost ideea. Vreau să spun că am intrat, am obținut un rezultat bun și am continuat în Consiliul Local. Ceea ce știm noi despre administrație este prea mică realitate din ceea ce se întâmplă. Cu alte cuvinte, este mult de lucrat și trebuie să avem o motivație foarte serioasă de a intra în zona aceea și este bine să ne-o dezvoltăm. Dar în primul rând pleacă din relația cu Dumnezeu. Pentru că dacă nu, mai devreme sau mai târziu, vom avea o provocare. Aceea de a fi o altă Mărie, nu, aceeași Mărie cu altă pălărie. Cu alte cuvinte, tot un corupt vom avea. Și atunci, de aici oarecum teama comunităților creștine de a nu trimite sau de a nu dezvolta. Dar, vin și zic, dacă nu semeni ceva, ai șansă să culegi? Nu. Cum ar fi dacă fiecare biserică și-ar trimite grupurile de tineri ca să meargă acolo? Ar fi o comunitate mai sănătoasă sau mai puțin sănătoasă? La nivelul partidelor politice, clar. Tocmai, da. Trece timpul foarte repede, cu siguranță mai avea foarte multe discutat. Aș vrea să închem, domnule Circ, cu câteva sfaturi, să spunem așa, foarte părintești. Ați discutat în seara aceasta ca om de afaceri, ca administrator local, dar am simțit și și cuvintele acestea părintești, ați amintit câteva, de câteva ori despre copii, chiar despre fiul dumneavoastră, despre un frate mai mare, iar ați discutat ca o... Deci, pentru cei care ne urmăresc și care probabil ar fi interesați, fie de business, fie de politică, fie de administrație, așa, un sfat de final de emisiune din partea dumneavoastră. Ce le recomandați? Pentru părinți să-și încurajeze tinerii să viseze. Să aibă o direcție pentru carieră, dar în paralel să se gândească foarte serios la administrație. Când spun administrație, nu neapărat ideea de a merge în politică, de a face politică, dar ideea este pentru interesul comunității. Și a înțelege cât mai bine și mai sănătos ce înseamnă nevoia cetățeanului. Adică în slujba cetățeanului. Cu alte cuvinte, ceea ce sunt eu, cu ceea ce am eu, mă pun la dispoziția cetățenilor. Nici de cum pentru a fi un nou oportunist, pentru că ajungem la întrebarea și cum amortizăm? Că știe toată lumea că politica se face pe bani. Nu-i așa? Așa este. Bun. Și atunci dacă politica se face pe bani, de pildă, pe mine mă costă formarea mea profesională în zona de politică, să zicem așa, un cam cât vă imaginați? 20.000 de euro. Cu 20.000 de euro nu facem nimic. Da? Dar mă costă cam 500.000 de euro. Pe an. Nu v-ați gândit la asta, așa-i? Nu. Bun. N-am îndrăzit. Ok. Dar nu ne ceartă nimeni. Nu așa? Și atunci vin și zic, cum amortizez această investiție? Pot să pun întrebarea aceasta, să mi-o pun mie? Puteți, da, bineînțeles. Ca om de afaceri, deodată vă gândiți la costuri și cum vă acoperiți costurile acestea, să știți. Pentru că, până la urmă, orice bani investit ar trebui să aducă ceva înapoi. Bun. Aici este problema. Orice student la economie vă va pune aici este problema.
Atâta timp cât nu suntem dispuși să plătim un preț pentru comunitate, dacă motivația pentru ceea ce fac nu este una sănătoasă, nu fac altceva decât să fiu un mare oportunist și mai devreme sau mai târziu voi sfârși prin dosarele DNA. De ce fac ce fac? Trebuie să stea deasupra motivației mele, să am răspunsul și atunci sunt dispus să investesc fără să amortizez. Cu alte cuvinte, investesc în mine, politica se face pe bani, investesc fără să am pretenția să amortizez. Cu alte cuvinte, business-ul îl pun la bătaie pentru formarea mea și a celor din jur, așa încât comunitatea să aibă de câștigat. Și ce las în urmă ca amortizare? Cei care vin pe urmele mele vor face la fel. Las un model diferit de a face lucrurile pentru cine? Pentru ceea ce Dumnezeu are în plan cu mine și pentru cei care vin în urma mea. Și în felul acesta, sunt convins că Dumnezeu creează binecuvântare și aduce, cum spunem noi, succes. Succes. Slavă Domnului! Să știți că îmi place modelul dumneavoastră de business. Până la urmă, lucrarea aceasta, să spunem, a lui Dumnezeu, nu se amortizează, mai ales că oricât am investi pentru binele comun, cum a spus dumneavoastră, este investiție, practic, aruncăm sămânța în stânga și în dreapta, dar sigur, este chemarea pe care Dumnezeu ne face și depinde de ascultarea, de ceea ce ați spus la începutul emisiunii, de atitudinea mea față de ascultarea de Dumnezeu. O așa fac asta sau nu fac? Vă mulțumesc, stimate domnule Cirs, pentru prezența dumneavoastră. Mulțumesc. A fost o încântare să stăm de vorbă. Cu siguranță vă mai invităm și la o altă ediție. Și, stimați prieteni și dumneavoastră, vă mulțumim. Vă mulțumim că și în seara aceasta ne-ați sunat în casele dumneavoastră. Noi de aici, din studio, vă salutăm și până data viitoare vă spunem la revedere!